doamna profesor Roxana Nemes, pediatru, pneumolog, vă adresez o întrebare de sezon. Se va răci vremea și principala grijă a părinților este să nu răcească micuțul, să nu se îmbolnăvească. Există răceală? E un termen care a apărut, să spunem, în perioada modernă. Am văzut înainte de război, regele Mihai, de exemplu, era cu paltonaș și pantaloni scurți. Acum suntem înfofolind copiii, suntem grijulii să nu răcească. Mulțumesc. Ce e răceală? Mulțumesc pentru întrebare. Cred că toți ne-am dori iernile acelea în care notam în zăpadă să ne dăm cu săniuța, dar avem încă o toamnă foarte frumoasă de care ne bucurăm din plin. Asta nu înseamnă că virusurile nu-și fac de cap. Da. Practic, infecția respiratorie și virozele sunt la ordinea zilei. Un copil poate să facă de-a lungul unui singur an de viață 5-7 episoade de acest gen care nu respectă neapărat primăvara, toamna, iarna. Normal că la intrarea în sezonul rece ne pregătim ca atunci când punem în cămară cele trebuincioase pentru iarnă. Unul din elementele cele mai importante în pregătirea atât a micuților cât și a celor mari pentru sezon înseamnă vaccinarea, pentru că este singura armă redutabilă pe care o avem împotriva acestor combatanți nevăzuți de a ne proteja. După cum știm, vorbim de vaccinuri care sunt adresate, spre exemplu, direct virusului gripal. E un vaccin pe care îl facem an de an. De ce este el anual? Pentru că Organizația Mondială a Sănătății, conform tipologiei care circulă în acea perioadă, refac acest vaccin an de an. De ce ne ajută? Ne ajută să nu facem forme severe de boală. Forma severă a gripei este pneumonia. După cum știm, pneumonia rămâne la ora actuală nedorit prima cauză de mortalitate la copil. Practic, la fiecare 15-20 de secunde în lume pierdem un copil prin pneumonie. Noi putem evita acest lucru prin vaccinare și, practic, este responsabilitatea noastră a corpului medical să reiterăm ori de câte ori putem acest lucru și responsabilitatea familiei pentru cei mici, pentru că ei sunt, fac parte din cele două extreme de vârstă, deci cei mici și cei în vârstă, de a face aceste forme severe. Dar după cum știm, copilul este cel mai important vector, este cel care transmite la nivelul familiei din colectivitățile de unde vine, că vorbim de grădiniță, că vorbim de școală, acest virus. Și atunci suntem responsabili și pentru cei care avem acasă și acasă cei mai iubiți, bineînțeles că sunt părinții, dar cred că cei mai iubiți sunt bunicii. Și atunci această responsabilitate vine în lanț pentru această vaccinare. Iar dacă vorbim de vaccinarea antigripală, cu ea am început, ea se poate face practic începând din acest moment. Lunile acestea, octombrie, noiembrie, sunt principale în care putem vaccina. Oricând, nu este prea târziu să-l facem, dar cu atât mai repede, cu atât mai bine. Și adăugăm acestea alte tipuri de vaccinări pe care le putem face în prevenție. Avem vaccinarea pentru virus sincițial respirator, dar avem și vaccinarea antipneumococică. Cei mici au în programul național de vaccinare, vorbim de sugari. Cei mari o au acum disponibilă prin efortul acesta deosebit pe care l-au făcut la nivel de autorități de a compensa la nivel național aceste vaccinuri. Practic vor avea disponibile vaccinurile antipneumococice cu 15 și 20 de valențe. Începând din luna decembrie, ele practic intră pentru anumite grupe de vârstă pe gratuitate. Cei care au peste 65 de ani și corpul medical îl vor primi gratuit. Dar există și grupe de risc care se vor încadra între 19 și 65 de ani și care practic vor accesa aceste vaccinuri. Vorbim de cei care au boli cronice, de cei care merg pe asplenie, siclemie. Sunt mai multe boli care vor face obiectul
acestei vaccinări și la grupa sub 65 de ani. Să rămânem la copii. Deci, vaccinul împotriva gripei se poate face chiar de mâine. Și trebuie lăsat o... De la există ce două tipuri de vaccinuri pe care le avem disponibile la ora actuală din punct de vedere al modului de producere a vaccinului antigripal. Există un vaccin viu atenuat care se administrează în interval de vârstă începând cu 2 ani, deci 2 ani, 18 ani. Acesta se administrează intranazal și este un vaccin care practic asigură o protecție lungă. Acesta este virusul viu atenuat și pe care îl putem administra atât în cabinetul medicului de familie, în cabinetul medicului specialist pediatru, pneumolog și oricare dintre noi care îngrijește micuțul. Sau există vaccinul administrat intramuscular care se face la medicul de familie și acesta este la fel de disponibil cum este și cel cu administrare intranazală. De fapt, luna octombrie este și luna în care vaccinele devin disponibile. Virusul sincițial respirator nu este cunoscut, dar generează o patologie extrem de severă. Da, este, cum îi spunem noi, un inamic foarte sever și foarte subversiv. Pentru că dacă ne întoarcem la acele infecții de care mă întrebați dumneavoastră respiratorii, de fapt, 80% din această patologie respiratorie pe căile aeriene, atât superioare și inferioare, sunt direct responsabile de infecțiile virale. Iar dintre acestea, cap de listă numărul 1, sunt viroze, nu ajung la tratament antibiotic per se, dintre acestea, cel mai important și cel mai agresiv rămâne virusul sincițial respirator, pentru care acum există și pentru acesta vaccinare. După cum știm, protecția aceasta și lupta de a găsi această abordare pe virusul sincițial respirator este de ultim moment. Deci în ultimii ani s-a ajuns la această valență, ceea ce este un plus extraordinar. De fapt, așa cum este un moment, putem să-l considerăm istoric pentru noi, această posibilitate de compensare a vaccinilor, așa a fost și cred că rămâne o victorie orice valență a unui vaccin, pentru că doar așa ne putem apăra. Este accesibil de la 1 decembrie compensat? Să sperăm că toate lucrurile merg pe bine, pentru că asta este dorința la nivel de autorități, ca disponibilitatea lor să fie de începând cu 1 decembrie, acum 1 decembrie este zi liberă, dar și cred că și 2 decembrie, dar da, prozaic fie spus, trebuie să accesăm aceste vaccinuri cât mai repede cu putință, iar luna decembrie va aduce această deschidere către populație și de ce nu pentru șansa fiecăruia de a accesa acest lucru, bineînțeles, rămâne la atitudinea noastră, cum procesăm aceste informații, cum practic punem în balanță riscurile și beneficiile, pentru că la capătul acestea sunt de fapt pacienții, iar datoria noastră, ținând cont că suntem corp medical, este să-i ținem în viață cât mai mult. Știți, această populație cu vârstă de peste 65 de ani nu este populație vârstnică. Sunt oameni tineri, sunt oameni, eu îi consider tineri pentru că sunt în puterea vârstei, sunt oameni care pot dărui foarte mult. Pot dărui atât pentru familii cât și pentru societate. Sunt oameni extraordinar de talentați în ceea ce au făcut de-a lungul vieții și mai pot face începând cu această vârstă. Iar faptul că îi ținem activ, îi ținem alături de cei pe care îi iubesc, cred că de fapt contează foarte mult. Și în final, accepțiunea va fi a domnilor lor, iar eu consider ca medic pneumolog și pediatru că semnalele vor fi foarte bune. Deci nepoții își pot proteja bunicii, cum? Sigur. Și bunicii și protejează nepoții. Vaccinul împotriva virusului sincițial se adresează copiilor și vârstnicilor. Da, practic este o protecție atât pentru cei mici cât și pentru cei mari.
Și se știe foarte clar că întotdeauna extremele de vârstă rămân cele mai afectate, dar, așa cum am spus, virusurile nu respectă nici vârstă și nici statutul social. Deci noi spunem asta în medicină, că nu respectă cravata. Deci, practic, putem să ne îmbolnăvim la orice vârstă și indiferent de statutul social pe care îl avem, în final rămâne doar responsabilitatea pe care o avem și puterea noastră de a înțelege că atâta timp cât avem o șansă, măcar trebuie să o folosim. La ce interval trebuie spațiată vaccinarea? Adică dacă a făcut în octombrie vaccinul gripal, după ce perioadă poate face vaccinul antipneumococic sau antivirus sincițial respirator? După cum știți, practic există și am folosit și în perioada aceasta de pandemie, posibilitatea de administrare concomitentă, așa cum am administrat vaccinul antigripal în acea zi cu vaccinul anticovid. Bineînțeles că și acum putem administra concomitent chiar și vaccinul antigripal cu vaccinul antipneumococic. Nu există o spațiere între acestea. Cei care doresc le pot face în acea zi sau pot veni în zile diferite. Important este ele să se facă în momentul în care îl au la dispoziție, în același moment. Cât ține? Cât protejează? Foarte frumoasă întrebarea. E o întrebare la care o să răspundem din punct de vedere al medicului nu strict. Știți că aceasta este o întrebare că atunci când îți cumperi o mașină, cât te duce? Da? Practic e mai mult legată de perioada de garanție. Vaccinarea antipneumococică se face pe aceste 20 de valențe, se face o singură dată în viață. Deci, practic, putem să considerăm că este a la lung, da? Iar vaccinarea antigripală, așa cum am spus, se face sezonier, pentru că ea acoperă perioada respectivă, adică perioada de sezon de iarnă, în condiția în care suntem obligați să schimbăm vaccinul antigripal în fiecare iarnă și nu schimbăm pentru că nu ne acoperă, ci schimbăm pentru că vine alte tulpine. Sunt alte tulpini care au o altă distribuție pentru agresivitatea pe anul respectiv și atunci aceste vaccinuri sunt pregătite din timp și ele se administrează octombrie-noiembrie. În ceea ce privește vaccinul pneumococic, cum aleg? Îl aleg părinții? Recomandă medicul? Fiind mai multe variante. Da, este... Practic, eu cred că întotdeauna există o relație specială care se creează cu medicul de familie, cu medicul specialist de familie sau cu medicul specialist pneumolog sau cu medicul specialist pediatru. De departe, cea mai lungă relație o ai cu medicul specialist de familie de-a lungul vieții. Aceasta este marea șansă pe care domnile lor o au. Dar pentru pacienții cu afecțiuni cronice, este clar că este o discuție pe care o au în timpul consultației pentru patologia cronică și monitorizarea patologiei cronice de care domnile lor suferă, cu medicul specialist care îngrijește patologia respectivă. Pentru că aici vom vorbi de pacienți care sunt sănătoși, dar au depășit vârsta de 65 de ani, dar vorbim și de pacienți care au afecțiuni cronice, se încadrează în intervalul 19-65 sau pacienți care au o afecțiune cronică și pot accesa această vaccinare. Important e că nu vorbim doar de pacienții care au o afecțiune respiratorie cronică, este o listă lungă a celor care pot accesa și alte comorbidități care nu sunt în sfera respiratorie. Pot accesa compensat, ca așa oricine da, sigur, poate să... Categoric, compensat. Achiziune. Vorbim de acest efort extraordinar care s-a făcut pentru compensarea acestora. Și pentru copii, de la ce vârstă se face? Pentru copii copiii l-au în programul național de vaccinare, vaccinul antipneumococic cu 13 valențe, este deja în programul național de vaccinare al sugarului, începând cu anul 2017. De aceea ei sunt deja avantajați. Noi venim dintr-o generație care ne-am născut
cu mult înainte de 2017 și care, practic, avem această indicație de a accesa această vaccinare antipneumococică. Da, și copiii care au 7-8 ani n-au primit acest vaccin. Și ei vor intra în programul de vaccinare și își continuă programul de vaccinare la nivel național. Deci ei vor primi gratuit. Și vor primi gratuit. Sunt cazuri rare, dar dramatice. Am văzut în presă situația de la liceul Colegiul Lazar, unde o adolescentă de 17 ani a murit din cauza meningitei bacteriene. Există un vaccin? Există vaccin antimeningococic pe care tot așa îl putem accesa. Este foarte bine că ați deschis această discuție pentru că există multiple alte vaccine, așa cum avem și pentru HPV, pe care acum știți că îl fac și fetițele și băieții. Toate aceste vaccinuri care au prins putere și au adus o plusvaloare în ultimii ani, clar sunt disponibile, doar atâta că trebuie o discuție avută cu medicul specialist de familie sau medicul specialist pediatru care îngrijește copilul pentru a verifica schema vaccinală și a vedea distanța pe care trebuie să o aibă față de celelalte vaccinuri aflate în curs în schema vaccinală a copilului sau pentru a aduce o plusvaloare pentru vaccinul, așa cum ați întrebat dumneavoastră, de care poate unii părinți nu știu și pe care și l-ar dori să le facă celor mici sau adolescenților. Face diferența un părinte într-o viroză, să nu-i spunem răceală ușoară, și pneumonie sau gripă? Unii nu vor să meargă la medic, trag de timp, alții dimpotrivă vin cu copilul care are o viroză banală și poate la sala de așteptare ia gripă. Mulțumesc pentru întrebare. După cum știm, cel mai important simptom în afecțiune respiratorie rămâne tusea. Tusea care poate să fie iritativă sau productivă, dar la care adăugăm, mai ales dacă vorbim de gripă, această stare de rău, această stare de fatigabilitate foarte importantă și febră înaltă. Nimeni nu va putea diagnostica acasă per se decât dacă au teste speciale care se pot practic lua din farmacie sau se pot adresa către camera de gardă. Există aceste teste rapide care le putem face. Sunt teste rapide combo atât pentru gripă și COVID, dar există și teste triple care pot acoperi gripă, influența, îi spunem în medicină, gripă, influența și VSR. Important este ca un copil care face febră să fie adresat cât mai rapid către un consult medical, pentru că un copil se degradează foarte rapid în 24 de ore, iar pentru cei mari, normal că începem cu antitermice, doar că trebuie să nu ascundem aceste simptome, pentru că sub ele, chiar dacă începem cu antitermic, dacă nu cedează, trebuie să ne adresăm medicului specialist sau pe camera de gardă. Gripa, da, va avea putere într-un timp foarte scurt. Este o boală foarte contagioasă, este considerată grupă contagioasă din grupa A, de infecțiozitate. Normal că vorbim de colectivități, deci acolo unde vom avea un copil bolnav de gripă, indiferent că este grădiniță, indiferent că este școală, primară, liceu, clar, ceilalți devin contacți, mai ales dacă micuțul sau adolescentul a fost în sala de curs. Deci acolo va fi o atenție deosebită pentru colectivitatea respectivă, dar nici acest lucru nu trebuie să ne sperie, pentru că sunt sigură că vom avea copiii vaccinați și pentru cei care vor veni în contact și au disponibil terapia. Este doar o doză diferită pentru tratamentul în sine și pentru contact. Scarlatina se internează obligatoriu?
este o boală gravă, o boală care poate avea complicații foarte importante, în special complicații respiratorii grave, care pot duce copilul în terapie intensivă. Bineînțeles că pneumonia rămâne complicația cea mai severă. Așa cum am spus, nedorit și neplăcut este să vorbim despre cifre, nu o să vreau să vorbesc despre cifre. Cred că orice cifră care este mai mare ca 1, deși cifrele sunt mamut ca și mortalitate prin pneumonie, înseamnă enorm. Dacă pierdem un copil, înseamnă enorm. Dacă pierdem un adult, înseamnă enorm. Dacă putem să facem ceva în acest sens, este păcat să nu facem. Și ultima întrebare. COVID-ul n-a dispărut. Copiii au fost dezbateri dacă să fie vaccinați, să nu fie vaccinați copiii. Care este în acest sezon epidemic recomandarea? Normal că noi vom continua. Acest virus, practic, a existat din această familie mare a coronavirusurilor. Ne-am trăit cu această familie mare a coronavirusurilor. După cum știm, atât adulții cât și copiii au avut acces și au acces la vaccinare. Este un proces continuu care există. Acum suntem într-o fază mai bună pentru că, deși există o cifră importantă de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, acestea sunt mult mai silențioase, dar asta nu înseamnă că ele nu există. Da? Deci trăim în permanență și vom trăi cu acest virus, doar că și pentru el avem această vaccinare. Și atunci, în această panoplie mare a vaccinării, rămânem constanți pentru accesul către vaccinarea SARS-CoV-2. Mulțumesc! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație!